Și-au cerut scuze polițiștii pentru că l-au arestat nevinovat fiind, spune cel care a fost considerat principalul suspect în urmă cu puțin timp și eliberat ulterior. Și vă prezint invitații cu care comentăm ultimele noutăți în această anchetă și așa foarte complicată. Este un caz cu foarte multe date și care a creat foarte multă emoție, dată fiind amploarea evenimentelor de acolo din Sibiu. Vă prezint invitația așadar alături de mine, legătură telefonică directă, domnul Liviu Chesnoiu, cer scuze, psiholog criminalist. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chesnoiu. Și de asemenea, legătură telefonică directă cu noi și avocatul Artin Sarchizian. Și mulțumesc foarte mult și domnului avocat. Prima întrebare pentru domnul Chesnoiu. Domnule Chesnoiu, poate noi nu înțelegem modul de a lucra al poliției. Poate nu e o greșeală, poate a fost ceva, nu știu, vreo strategie. Și noi, așa nepricepuți, nu am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Sunt colonel de poliție în retragere, psiholog principal, expert poligraf. Se întâmplă astfel de situații atunci când sunt atâtea moașe comunale. Dacă ar fi lăsată echipa de acolo să-și vadă de treabă, cei mai buni judiciariști de acolo, cei mai buni criminaliști, cel mai bun procuror criminalist, dar cred că nu s-ar întâmpla așa ceva. Vedeți dumneavoastră, pe de altă parte, este LMC la mintea cocoșului. Păi cum un individ ca Laurențiu, care s-a căsut în urmă cu o săptămână sau o lună, îl lasă nevastă sa să umble teleu? Nu se poate așa ceva. Trebuia să stea de vorbă acolo, la el acasă, nu să facă chestiile astea. S-a întâmplat, dar vedeți dumneavoastră, sunt presiuni de sus, de la ministrul de interne, faceți, dregeți. Ar fi lăsat cei mai buni judiciari de acolo, cei mai buni noi să-și vadă de treabă. Pe de altă parte, ce vreau să vă spun, în lumea lor, ei nu se știu după nume de familie, ei știu după numele mic, după porecla și așa mai departe. Asta, așa se adresează ei unii către alții în lumea lor. E, călăuza noastră, acel individ care a fost reținut, el poate a dat pontul, el știe mai multe, n-a vrut să-i inducă în eroare poliția, pentru că poate i s-a propus un târg, așa, bă, spui totul și îți dă mai puțin acolo la socoteală, la când se adună. Dar, vedeți, maestră, îl știu pe Cutării că e Laurențiu din Dolj. Păi sunt mulți de Laurențiu în Dolj, da? E, s-a făcut o greșeală. Se întâmplă tot felul de greșeli și mascați se duc din greșeală la nu știu ce, se lucrează în viteză, sub presiune, șefii ordonă, nu știu ce. Poate că dacă n-ar fi atâtea moșe comunale, nu s-ar întâmpla așa ceva. E regretabil, dar ne cer scuze numai cine nu muncește, nu greșește, dar nici chiar așa, vreau să vă spun. După felul meu de colând de poliție în retragere, psiholog principal, expert poligraf, v-am spus, în cazul acesta, trebuie să avem puțin tică răbdare. Noi știm cine sunt, dar nu le știm nume de familie cu inițiala tatălui și așa mai departe. Normal că n-avea cum să stea unul care făcuse așa ceva în țară. Ăștia toți au fugit. Omul acesta se plimba cu motocicleta prin sat. Păi ce mai ardea respectiv să plimbe? Se dădea la fund, fugea din țară. Sunt plecați din țară, Germania, Belgia, este și domnișoara aceea cu ei. Însă avem aici un pion important, călăuză aceasta. Poate dă-le pontul, poate el i-a dus, i-a cazat, i-a dus cu mașina. El o să ne spună totul, pentru că dacă spune tot, normal că primește mai puțin acolo la pedeapsă și el nu a fost implicat efectiv. Am zis de la început că aici nu a fost ceva la comandă, nu a fost răzbunare. Deci sunt oameni care din asta trăiesc, din ponturile astea date, vândute, da? Și monitorizează foarte bine persoana pe care vor să o tâlcărească, să o jefuiască. În casa de peste drum sunt foarte multe probe și în casă sunt multe probe. Într-un caz de genul acesta, păi în 60% din caz, cercetarea la fața locului și criminaliștii rezolvă cazul. Noi acum avem un fir al Arianei după care trebuie să mergem, dar trebuie să avem puțin tică răbdare, să nu mai facem astfel de greșeli și confuzii, pentru că omul acela e traumatizat și pe bună dreptate spune că este șocat. Ne cere scuze, se poate greși,
Numai cine nu greșește, cine nu muncește, nu greșește. Domnule avocat, cum vedeți dumneavoastră acest caz? Cu toate implicațiile lui și cu toate bâlbele de până acum. O greșeală impardonabilă care descalifică anchetatorii. Spun asta referindu-mă nu neapărat la faptul că au greșit adresa sau persoana, pentru că într-adevăr se poate greși, nu ai toate datele, te îndrepți către o persoană, știu eu, care nu are niciun fel de implicare, după care stabilești că într-adevăr este nevinovat, este total neimplicat, dar în momentul în care ieși cu surle și trâmbițe, media și spui am prins suspectul, ba mi-aduc aminte în zilele respective chiar se făceau detalii de genul chiar a recunoscut o parte și așa mai departe. Cu alte cuvinte, te mândrești în public că l-ai prins pe făptaș sau unul dintre făptași. Aici mi se pare că este greșeala, repet, este impardonabilă. Iar această greșeală produce cel puțin două efecte din punctul meu de vedere. Pe de o parte, scade încrederea cetățenilor în organele de aplicare a legii, ceea ce este extrem de grav, iar pe de altă parte, și aici cred că trebuie subliniat cu două linii, mă gândesc cam ce este mintea făptașilor, văzând la televizor că s-au îndreptat aproape cu televiziunile să-l aresteze pe nefericitul acela, spunând, uite făptașul, da? Cât or fi râs aceștia în sinea lor să or fi făcut și o glume. Ceea ce evident că întărește, dacă vreți, rezoluția lor în fapta pe care au săvârșit-o și sigur în continuarea ascunderii bunurilor. Eu sunt absolut convins că este un stres fantastic față de cei care instrumentează acest caz, dar asta, zic eu că nu scuză greșeala, repet, ancheta ar fi trebuit să fie nepublică, n-ar fi trebuit să știe nici cerul, nici pământul, poate doar așa un mic comunicat că a fost cineva identificat, dar nu să ieși să spui gata, l-am prins. Aici este greșeala, repet, nu că au greșit adresa, într-adevăr se întâmplă, numai cine nu muncește nu greșește, așa și este. Încă o întrebare, domnule avocat, poate faptul că au fost implicate echipe din mai multe zone ale țării, din Gorj, din Sibiu, din București. Și așa cum spunea și domnul Chesuniu ceva mai devreme, și cu presiunile de aici din București, poate asta să fie explicația pentru aceste bâlbe penibile, într-adevăr. Ar mai fi cu voia noastră de subliniat un aspect. Omul acela acuzat numai că a fost traumatizat prin faptul că a fost luat pe sus și a devenit vedetă peste noapte, ci a fost și agresat, ceea ce mi se pare foarte grav. Indiferent ce ar fi săvârșit sau este suspectat că ar fi săvârșit, n-ai voie să-l agresezi. Deci aici este vorba de o purtare abuzivă din partea celor care au pus în executare mandatul respectiv de aducere sau ce mandat o fi fost el acolo. Într-adevăr, faptul că participă mai mulți lucrători de poliție ar putea reprezenta o scuză, dar să nu uităm un lucru. Toată această anchetă este coordonată de un procuror. Procurorul este stăpânul anchetei penale, urmăririi penale, el ia deciziile radicale, el ia deciziile importante și el trebuie să poarte și răspunderea, apropo de răspunderea magistraților în general. Absolut. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Urmărim acest caz și cu siguranță vom reveni cu date noi pe măsură ce le vor apărea. Mergem mai departe acum în jurnal.